Tu a fost creat în 2016 de către o familie nou creată, a mea și a soțului. Noi am creat acest proiect ca un proiect de suflet, care la moment el nu este o afacere. Am zis, este o investiție pe termen foarte lung, cred că este pentru copiii noștri. Noi doar investim aici și de fapt noi din jobul nostru de bază investim salariile noastre aici. Este complicat, dar este un vis al nostru care deja a mers prea departe ca să-l stopăm. Deja el este destul de frumos, noi culegem roade și sentimentale din el. Eu lucrez în domeniul reciclării și soțul meu face plante de viță de vie. La început de cale am obținut un grant de la proiectul de competitivitate al Guvernului Suediei și al Statelor Unite, al USAID, pentru micile vinării. L-am folosit acest grant pentru achiziția de cisterne din inox, pentru tot ceea ce înseamnă marketing, ambalaj, chiar ne-au fost oferiți și consultanți în producerea vinului. Al doilea grant, la fel de la acest proiect, l-am folosit pentru amenajarea sălii de degustare. Astea sunt două granturi pe care noi le-am primit. Practic te învață, cum spun și ei, a pescui, nu-ți dau peștele. Și ei chiar ne-au învățat să pescuim, să ne simțim în apele noastre în acest domeniu. Noi avem 17 hectare de viță de vie. Ne aflăm în regiunea Codru, regiunea de centru a Moldovei, pe malul râului Prut. Este o regiune foarte promițătoare, mai ales pentru vinurile albe și roze. Este o expunere sudică. Este foarte bine ca plantațiile de vie să fie lângă un râu și asta permite o coacere bună a strugurilor. Și expunerea sudică iarăși ne oferă o mult soare. Coacerea bună se reflectă după în acele arome și în acel gust bun și fructat al vinului. Este un proiect diferit pentru piața vinurilor din Republica Moldova, pentru că, în primul rând, prin ce ne diferențiem este faptul că suntem în oraș și suntem prima vinărie urbană. Suntem o vinărie cu ciclu închis de producție de la butaj de viță de vie până la vin și după feedback-ul clienților noștri, suntem o vinărie și creativă. Am pictat toată vinăria în ilustrații grafite de către autori cunoscuți în toată lumea și mulți spun că etichetele noastre se diferențiază pe raft. Este fata cu flori care reprezintă atoul nostru, al vinului nostru și frumusețea interioară sau cum exteriorizăm noi atoul, fiecare dintre noi. Noi ne axăm mai mult pe producerea vinurilor din soiuri indigene autohtone, printre care sunt Viorica, Codrinski, Fetească Neagră, Fetească Albă, Fetească Regală, unele dintre ele cupajate cu alte soiuri, precum este Codrinski Saperavi cu un soi georgian, altele cu soiuri franceze, cu Cabernet Sauvignon, cu Merlot. Primele trei vinuri care le-am lansat a fost Revedere. Este un cupaj dintre Codrinski cu Saperavi, care a fost ținut 12 luni în butoi de lemn. După care Trei Fețe. Este vinul meu personal, pentru că cel mai mult îmi place acest soi. Și avem doar 900 de... Am avut 900 de sticle produse, deci acum cred că au rămas, nu știu, mult mai puține. Gândul este un Pinot Noir, baricat 3 sau 4 luni în butoi. Și mai avem un vin care nu este nicio serie dată, este Calibru. Este un vin, vinul soțului meu, așa spun eu, pentru că el a fost vânător, deja nu mai este, că am luptat eu pe segmentul dat. Și el a vrut un vin care să reprezintă pasiunea pentru vânătoare. Și l-a numit Calibru. Este un vin excepțional la gust, dar faptul că nu se repetă în serie îl face mai puțin cunoscut. Total, cred că avem 10 poziții, de asta noi mergem pe albi doar pe monosoi și roșiile cupajate. Noi credem foarte mult în autenticitate, în amprenta locală și atunci când exportăm vinurile noastre, cu siguranță vinul din soi autohton are cerere mai bună și feedback-ul este cu mult mai bun. Este un vin diferit, cel autohton, de cel internațional. Și cumva, cum și alte țări se identifică cu anumite soiuri, la fel și Republica Moldova ar trebui să
să aibă acei piloni Soyuz pe care toți știu că aceasta este Republica Moldova. Precum este Viorica, spre exemplu, noi fiind printre, cred că, primii trei producători din Republica Moldova care am vinificat Viorica, având și o plantație de 10 hectare de Viorica, noi credem în acest soi. Da, el nu este pe placul tuturor, dar este un, pentru cei care îndrăgesc vinul alb aromat, este un soi minunat și cu potențial foarte, foarte mare. În 2018, practic după un an după ce am butelian vinul, am avut primul export. Țările cu care lucrăm acum repetat sunt România, Olanda, Canada, Japonia. Am avut exporturi și pe piața Asiei. Pentru a exporta un produs, fie el vin în cazul nostru, trebuie să, în primul rând, să ai un produs calitativ. A fost trimis la concursuri internaționale, a luat medalii. Spre exemplu, noi am luat medalii de aur în Berlin, în Asia, da? O medalie din Berlin ce spune? Că vinul este de top, medalia de aur. Și atunci un importator din Germania sau din altă țară va vrea să lucreze cu tine. Acum ne axăm pe ambalarea produsului nostru turistic, pe crearea unui beci aici la noi mare, poate un restaurant și probabil acest produs turistic el prinde, pentru că noi l-am testat un an de zile înainte de pandemie. Am avut turiști foarte mulțumiți, toți erau mulțumiți, doar că nu toți se identifică cu stilul ăsta de garage winery. De obicei, vinurile sunt asociate cu persoane mai în vârstă. Iar noi venim aici casual, în blugi și povestim despre vin, dar ceea ce garantez este că fiecare persoană care va veni aici va primi răspunsuri la orice întrebare din domeniul vinificației, pentru că noi suntem cei care producem vinul și noi cunoaștem totul despre vinul nostru.